așa de fericiți că putem fi împreună după 2 ani de liniște. Iată, câteva sute de copii au venit aici la Promenada să cânte împreună cu madrigaliștii în cadrul programului național Cantus Mundi. Peste tot în țară se întâmplă acest lucru. Mii de copii cântă împreună cu părinților, cu profesorilor și mesajul nostru este unul simplu: să avem grijă de mediu, să avem grijă de resursele noastre și din ce în ce mai multă atenție pentru a avea cât mai mult din resursele naturale. Ne-am întâlnit să cântăm împreună pentru pace, pentru liniște, pentru bucurie și să trăim momente frumoase alături de toți copiii care se află aici și alături de toți oamenii care au venit să ne vadă. Vrem să aducem bucurie pe fața oamenilor și să le arătăm ce înseamnă muzica și cât de frumoasă este. Oamenii au înțeles că putem împreună să punem umărul atunci când vine vorba despre protejarea mediului înconjurător. Ora Pământului nu trebuie să fie doar o oră, trebuie să fie de fapt o obișnuință, și anume să fim atenți de fiecare dată atunci când suntem tentați să risipim energie electrică. Energia lor a fost fantastică, repertoriul a fost atât de divers încât la un moment dat și părinților cântau și bunicii cântau. A fost așa o euforie că am putut să realizăm acest moment în această seară. Le-a fost dor de ceilalți. Părinții cu lacrimi în ochi sunt alături de ei și se bucură de zâmbetele lor pe care le văd acum.